Om nou. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. La început de an este foarte potrivit să ne gândim la ceea ce Pavel numește omul nou. Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, scrie el Efesenilor. Cele două cuvinte grecești pentru omul nou sunt kainos anthropos și semnificația lor este cu totul aparte. Limba greacă mai are și un alt cuvânt pentru adjectivul nou, neos, care se referă la ceva nou din punct de vedere temporal, care s-a născut de curând, de unde avem și noi cuvântul neonatologie. Cuvântul nou din sintagma omul nou, kainos, se referă la ceva nou din punct de vedere al calității, ceva ce se poate distinge de un lucru vechi și perimat. Același cuvânt nou este folosit pentru mormântul lui Iosif din Arimatea, în care a fost depus trupul lui Iisus. Mormântul era nou nu pentru că fusese de curând săpat în stâncă. În acest caz s-ar fi folosit neos, ci pentru că era unul care nu mai fusese folosit niciodată și era deci nou din punct de vedere al calității, kainos. Pe de altă parte, cuvântul anthropos din expresia omul nou descrie omul ca specie și se referă la totalitatea caracteristicilor umane și la umanitatea ca întreg, nu doar la o parte din viața umană. Dacă adunăm toate aceste informații, imaginea devine una foarte vie. Omul nou este ceva ce nu a mai existat înainte, ceva de o calitate superioară. El a fost transformat în interior, ceea ce produce un caracter nou și obiceiuri noi în afara lui. De aceea Pavel spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, kainos. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Creștinul este așadar o făptură nouă, nu în sens temporal, ca și când s-a referit la data în care l-a primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, ci nou în sens calitativ, o făptură, o zidire, o nouă creație cum nu a mai existat înainte, cu un caracter cu totul nou. Acum, la început de an nou, e important să ne întrebăm, oare sunt și eu un om nou? O făptură nouă în Hristos, cu caracter nou și cu o viață înnoită? Dacă da, mulțumește lui Hristos. Hrănește viața cea nouă în fiecare zi a noului an și trăiește ca un om nou, lepădându-te de vechile obiceiuri. Dacă nu poți spune că ești un om nou, roagă-te lui Hristos și cere-i să te transforme prin puterea Lui. Nimeni nu poate să facă din tine un om nou. Au încercat comuniștii și încă mai încearcă și astăzi, fără succes, să creeze omul nou fără Hristos. Această înnoire pe care o poate face doar Hristos începe cu înnoirea minții, a modului de gândire, cu metanoia sau pocăința. Cere lui Hristos o înnoire a modului de a gândi lumea și viața, relația cu Dumnezeu și cu semenii. Formează-ți o concepție biblică despre lume și viață. Asta te va aduce înaintea lui Hristos și credința în El te va transforma într-un om nou.